Ultima întâlnire cu Promotime a fost atunci când eram în așteptarea fătului meu drag și chiar a fost frumos, de Crăciun, țin minte eu, și uite că timpul zboară foarte repede, Dumnezeu ne ajută să le învingem pe toate și la moment sunt o mamă de fetiță. Desigur, mă bucur de acest atut, învăț și încerc să mă descoper din nou și încerc să le reușesc și în carieră, să fac piese noi, să fiu la fel de activ. Nu vreau te. Vreau ca prima mea revenire în scenă să fie cu o piesă dedicată copilului meu și tuturor mamelor cu noi născuți. Perioada asta este foarte emotivă, foarte sensibilă. Piesa care e gata să o lansez se numește Pui de om. A formată foarte bine Eugenia Andreeș Carabut, cea care am colaborat și la Șlagărul vara asta. Mi-a propus această melodie cu un titlu sugestiv, foarte emoționant. Cu adevărat se uită, trăirile de gravidă deja parcă au rămas undeva departe. Am o agendă și scriu tot așa ca de modă veche. E prea puțin spațiu ca să-mi exprim emoția la moment. Pui de om, micuț, ești al meu, puiuț, brațele mele calde, în dragoste se descalde. Ce ține de relația de cuplu, țin să menționez că s-a modificat, dar într-o direcție pozitivă, într-o direcție bună. Pentru bărbați, eu aș considera că e o încercare și mai complicată, pentru că ei sunt așa ca niște cocoși, știi? Și atunci când văd că acest pui de om li se aseamănă sau e parte din ei, încep a prinde sentimentul ăsta de mândrie, de responsabilitate. Natura e fantastică, trezește într-un om normal, sănătos, sigur, trezesc instinctele fără să-ți dorești. Yeah, 100% fata tati. Să-i dai inima toată așa cum e ea blajină, o femeie adevărată. Nu sunt superstițioasă. Cred foarte mult în taina Sfântului Botez, cred de săvârșire, dar vreau ca acest moment să fie foarte intim. Mi-aș dori foarte mult ca viitorii în ani să fie o mână de oameni care eu îi selectez din suflet. Să se implice, să contribuie emoțional, să ia aproape atunci când Raluca va avea nevoie. Ar fi păcat să zic că nu mă consider o mămică împlinită și o femeie fericită. Mă consider și sunt recunoscătoare Dumnezeu și celor la care m-au ajutat să trăiesc starea asta de gravidă, de mamă. Chiar vreau să vă zic că e posibil să trăiești intensiv bucuria unei mame de nou născut.